Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Ia. Bună seara. Hai să încercăm să nu ne comportăm ca niște animale ce suntem. Ce faci, Bună seara. Da. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Iulia Clisu. Wow. Și cum te cheamă? Iulia Clisu. Ok. De la Clisură. Momentul Iulia Clisu. Vine o domnișoară prezentabilă. A venit femeia fatală. Frumoasă, pieptoasă, zvâcoasă. Zâmbea. Nu mai țin minte numărul, pentru că în jurul meu plutea o tensiune. Nu înțeleg exact de ce. Avea o voce frumoasă, avea o prezență scenică, îmbrăcată în alb. Bă, țiplă, ce să mai... Bordea, pune mâna pe ea dacă e cazul. Eu am fost singurul care m-a uitat în ochii. Și las, erau pe... pe faruri. Chiar și Delia erau. Mamă, mamă, de vise. Hai să te simțim bine. Să rămână, domnișoară. Haideți să fim politicoși. Bună seara. Care-i numele tău? Iulia Clisu. Și, deși nu pare, sunt un AI. Adică inteligență artificială. Până la finalul numărului, vă veți da seama că sunt inteligentă, iar artificială v-ați prins deja. Eu mă uitam în ochii ei ca să nu mă furi altceva. Înțelegi? Vreau să văd cât rezist mă uit în ochii ei, cât pot să... Vreo 13 secunde în continuu. Bă, la femei sexy așa, știi cum când ți-e somn și îți pic ochii în gură? Așa e și aici. Eu încercam să mă uit în ochii, dar îmi pică ochii. Glumesc, nu. AI vine de fapt de la agent imobiliar. În meseria mea am descoperit foarte multe lucruri pe care astăzi doresc să le împărtășesc cu voi. Cum ar fi, de ce bucureștenii toți doresc să locuiască într-un complex rezidențial de lux? De ce? Pentru că asta îi reprezintă pe ei, o viață de lux, după ce și-au un credit pe 30 de ani. Așa e. Așa este. Amin. Vedeam o viață plină de complexe. Și totuși, penthouse-urile sunt mult mai dorite decât vilele, deși sunt mai scumpe. Dintr-un motiv total evident. Când stai la vilă, nu te vei afla niciodată în lift cu vecinii, ca ei să se simtă niște săraci, iar tu să locuiești la înălțime. Bă, se uită la tine. Are dreptate, mă. Are dreptate. Are dreptate, așa e. Eu n-am lift la casă, deci... Bună asta! Uite-te la Bordea, bă, e terminat. Pune pe cineva să zică despre ce a vorbit doamna Clisu. O, pe oricine. Nimeni n-are ținut nimic. Știi, noi Men in Black, când îți facă ea pium? Și după aia uiți tot? Toată lumea era așa. Că cred că explodează rochea. Fii atent, deschide fermoarul. Nimeni. Și era dadă și bă, și toți erau, că explodează fermoarul. Și dacă asta vi se pare surprinzător, ascultați următoarea întâmplare. Yeah. Într-o zi mă sună o doamnă pentru un complex rezidențial de 150 de vile. Dumnezeu mi-a spus că o dorește pe cea dintre ele care este cea mai apropiată de metrou. Eu am încercat să explic că dezvoltatorul nu a avut un sac cu 150 de vile, s-a urcat într-un elicopter, a zburat deasupra orașului și cum vedea un loc liber, mai arunca o casă. Nu, în niciun caz. Ele sunt exact una lângă cealaltă. Dumnezeu a insistat, așa că am primit-o la vizionare. A venit, i-am arătat casa de la marginea cartierului. Distanța până la metrou era de 14 km, acel complex se află în tunare. Acolo nu avem metrou, nici măcar CFR nu este, dar ce-i drept era cea mai aproape. Surprinzător este faptul că dumneaei a fost mulțumită. Așa că, cum am putut avea grijă de cererea dumneaei, astăzi am venit să am grijă și de voi, stimați jurați. Yeah. Și vă voi spune ce cred eu că vi se potrivește. Te rog. Eu apreciez. Să începem. Bordea. Te rog. Știi ce ți-aș arăta eu ție? Ce? Eu știu ce vreau tu să-ți arăt, dar aici vorbesc strict de imobiliare. Pe tine te văd într-un apartament la parterul unui bloc, cu o curte, unde vei pune o masă,
niște scaune, un foișor, ceva de genul cârciuma cartierului, dar în care vei doar tu. Fata mea, acolo stau eu. Eu am apartament la parter cu curte cu ușă. Exact, la fel. Păi îl dau lui Bordea, mă, atunci. Păi eu m-am mutat în apartamentul greșit. Și vei avea un halat albastru. Cumpăr! O șapcă de aia de golan. Așa? Acum! Veți bea vodka și o să jucați șah sau table. Șah, table. Table sau șah, da, vreau. Iar acelei grădini, tu îi vei face o poartă. Iar lângă poartă vei pune o bancă. Pentru că, știi, tu arăți așa a băiatul ăla cool de oraș, dar în același timp arăți și ca bătrânul care stă la poartă să se uite după nepoți. Nepoții altora. Am vrut să zic, da. Natanticu. Sunt deschis la orice. Da? Sincer, pe tine te văd într-un complex rezidențial locust. Cât mai locust, ceva prin militari. Nu stau militari. Acolo îți permis chiar două apartamente. Unul pentru tine și unul pentru Lizzie. Și nici măcar nu este nevoie să țipați. Acolo puteți să vorbiți în șoaptă, pentru că pereții sunt doar ca să nu vezi ce se întâmplă în apartamentul celălalt. Și bine că nu vezi, pentru că, fiind pereții atât de subțiri, toți vecinii sunt ca o mare familie. Iar unii sunt mai familiari, poate, cu soția ta decât tine. Pentru că, știi, ei stau perete în perete, dar și cu ușă între. Dar nu. Tu vei lua trei apartamente pe verticală. Și vei pune scară interioară. Dar la cât de mult bei tu, mult că nu duci, la cât de des bei tu... Mai bine spui un scripete cu oșa, astfel încât în momentul în care ești beat, te-ai pus pe șa, ai dat din mâini până la etajul dorit, da? Și cu ocazia asta te și culci fericit că ai călărit și tu ceva. Te cumpăr. Bă, să arătești tu pentru mine, cred că. Da, de, eu m-am regăsit aici, eu acolo vreau să stau. Vezi că ai greșit, era invers. Eu sunt bătrânul care stă la poartă. Da, și eu sunt... Da. Eu v-am oferit un context să legați mai bine prietenia. Ne legăm toți trei dacă e nevoie și o legăm și pe Lizzie de poartă. Bravo. Continuați. Da, Delia. Delia este o zeiță. Ea locuiește doar la înălțime, undeva în cer. Ca o punte de sticlă între două clădiri foarte înalte. Acolo să fie penthouse-ul ei. Are deja. Pe pod, adică pe un pod. Să aibă senzația că levitează. Și totuși, dacă ai locui în acel penthouse, ar fi superb, deoarece oamenii s-ar aduna jos ca la concert. Dar nu ca să te audă cântând, ci ca la Gigi Becali. Poate cad niște firmituri, exact. În schimb, puntea de jos să fie complet opacă. Ei nu au voie să o vadă, nici nu trebuie să o vadă pe Delia. Ei trebuie să creadă în Delia. Crede și nu cerceta. Amin. Amin. Și Chelul. Aici, prezent. Pe Chelul îl văd într-o casă mare, cu mobilă clasică, cu o bibliotecă cu multe cărți, cu o curte generoasă în afara orașului, lângă un cimitir. Da, pentru că... Nu a stricat toată fantezia. Deși nu suportă pe nimeni, are nevoie să locuiască între oameni cu aceeași poftă de viață ca a lui. Greșit, și mai există un avantaj. În momentul când Chelul intră în rol și spune te lovesc, te împușc, te bat, lor chiar ar putea să le facă pe bune. În schimb, Chelul ar fi foarte urât să le spui te omor. Respectă munca altuia, nu fura meritul. Deci, practic, fii atent. Ea a zis adevărul despre fiecare. Despre Bordea a zis că petrece. În ultima perioadă petrece destul de mult. Delia stă într-un penthouse, stă într-un penthouse, că are și în penthouse stă. Chelul stă în pădure, că așa-l vede ea, dar el stă în pădure, că stă la breaza. Și pe mine m-a văzut într-un cartier low budget. Și să vină să vadă în ce cartier stau. M-a jignit și nu mi-a plăcut. Și doresc să închei cu următoarea întrebare. Te rog. De ce toate femeile doresc să locuiască la casă? De ce? Pentru că nu are niciun farmec să-ți dai bărbatul afară din apartament. De ce? Corect, să dea afară din casă. Asta e bună. Să doarmă în cotețul. Asta e bună, da. Să doarmă în cotețul de câini. Bine, Bianca. Scurt, dar frumos. Sper că v-a plăcut numărul meu.